Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oneștiul, un mare șantier. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă. Victorie legislativă pentru locuitorii din Comănești. Victorie legislativă pentru locuitorii din Comănești, reducerea vârstei de pensionare pentru victimele poluării remanente. Inițiativa deputatei Cătălina Ciofu de reducerea vârstei standard de pensionare pentru locuitorii afectați de poluarea remanentă în orașul Comănești și în zona înconjurătoare a primit un important aviz favorabil. Raportul de adoptare a fost înaintat către Comisia pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților, semnificând un pas important în direcția recunoașterii suferinței acestor persoane și acordării unui sprijin adecvat. Inițiativa depusă de deputata Cătălina Ciofu are drept scop reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare pentru locuitorii din Comănești și pentru cei aflați într-o rază de 8 km care au fost expuși la poluarea remanentă cauzată de exploatarea și arderile de cărbune. Aceasta vine în urma unei analize atente a situației și a impactului negativ asupra sănătății populației din această zonă. Poluarea remanentă rezultată din activitățile industriale și energetice anterioare poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor, contribuind la apariția unor afecțiuni și afectând calitatea vieții. Prin urmare, acordarea unei facilități precum reducerea vârstei de pensionare fără penalizare este o măsură justă și necesară pentru a compensa impactul negativ asupra sănătății și pentru a oferi un sprijin concret comunității afectate. Ca majoritatea colegilor mei, am privilegiul să iau contact cu problemele și cu grijile cetățenilor din teritoriu, cele cu care se confruntă oamenii din viața de zi cu zi. În această dimineață am adus în atenția membrilor Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților o situație de fapt. În orașul Comănești din județul Bacău a existat exploatare de cărbune brun timp de aproape 170 de ani. Până recent, în anul 2005, luna mai, când s-au închis lucrările în subteran a ultimelor sectoare din bazinul carbonifer al Comăneștiului, cu proiecte de închidere și ecologizare. Localitatea Borsec a fost inclusă în lista localităților ai căror locuitori beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalități, ca urmare a exploatării cărbunelui în minele din zonă. Însă în Borsec a existat o subfilială a minei din Comănești și ar fi peste limitele înțelegerii de ce locuitorii orașului Comănești nu ar putea beneficia de această compensare a vârstei standard de pensionare, cu atât mai mult cu cât locuitorii orașului Comănești au fost afectați de poluarea remanentă și datorită arderii cărbunelui de la termocentrala din oraș, care a funcționat în perioada anilor 1954-2000 la capacitate de 24 de megavați. Într-un raport recent întocmit de mișcarea Europe Beyond Coal, sub egida Alianței pentru Sănătate și Mediu, sunt menționate date cu privire la impactul poluării cronice ca urmare a arderii cărbunelui la termocentralele din Balcanii de Vest, care nu sunt echipate cu tehnologii care să elimine dioxidul de sulf și provoacă efecte nocive asupra sănătății oamenilor, cumulând 88% din costurile medicale suportate de sistemul medical. Pe baza acestui raport, în cazul termocentralei din orașul Comănești, putem estima că la o capacitate de producție de 24 de MW s-a produs o poluare de, atenție, 10.200 de tone pe an de dioxid de sulf, fapt ce a provocat costuri în sistemul de sănătate de milioane de euro și pierderi inestimabile de vieți omenești. Le mulțumesc colegilor pentru înțelegere și pentru votul favorabil acordat azi în cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților, a precizat deputata Cătălina Ciofu. Adoptarea raportului în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială reprezintă un pas important în procesul legislativ, aducând inițiativa mai aproape de implementare. Aceasta evidențiază recunoașterea nevoilor speciale ale comunității din Comănești și de determinarea de a lua măsuri concrete pentru a le sprijini. Odată ce inițiativa va trece de toate etapele legislative, aceasta va aduce un beneficiu semnificativ pentru locuitorii afectați, permițându-le să se bucure de o pensie mai devreme fără a fi penalizați. Este important să subliniem că astfel de inițiative reprezintă un exemplu de implicare activă a parlamentarilor în rezolvarea problemelor comunității locale și în asigurarea unui tratament echitabil pentru persoanele afectate de situații speciale. Prin demersurile lor, aceștia contribuie la îmbunătățirea legislației și la crearea unui cadru adecvat de protecție socială. A fost dat dispărut. Anunțați poliția dacă l-ați văzut. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitului Stoleru Vasile, de 56 de ani, din comuna Sânduleni. Bărbatul a plecat voluntar de pe raza localității și nu a revenit până în prezent. Semnalmente: are 1,70 m înălțime, are o greutate de aproximativ 85 de kg și păr negru. La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni de culoare gri închis, cămașă de culoare bleu, geacă de blugi de culoare albastru deschis și purta încălțăminte de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția orașului Onești la telefon 0234 312 222, Dispeceratul IPJ Bacău la telefon 0234 202 000 sau să sune de urgență la 112. O amplă campanie de donare de sânge debutează în scurt timp în zonă. Sugestiv intitulată "Astăzi salvezi tu o viață, mâine altcineva o poate salva pe a ta", este desfășurată în parteneriat de Consiliul Județean Bacău, Primăria Onești, Protopopiatul Onești și Centrul de Transfuzie Sangvină Bacău. Astăzi vrem să vă vorbim despre campania de donare de sânge organizată de Consiliul Județean în parteneriat cu mai multe instituții, printre care și Protopopiatul Onești. Încercăm să ne implicăm, să adunăm cât mai mulți oameni, pentru că sângele înseamnă viață și oricând cineva drag nou poate avea nevoie de o transfuzie de sânge, oricând se poate întâmpla o tragedie și atunci pe ultima 100 de metri e mai greu să te poți organiza. Este o criză acută de sânge în spitalele din România și încercăm să dăm o mână de ajutor. Protopopiatul Onești este programat vineri la ora 9:30. Donarea de sânge are loc la sala municipală de sport de lângă Spitalul Municipal și sperăm să fim în număr cât mai mare. De altfel, nu sunteți la prima acțiune de acest fel. De-a lungul anilor, foarte multe acțiuni de genul ăsta, inclusiv preoții au mers și au donat sânge. Au fost mai multe campanii de donare de sânge. A fost una acum, cred că aproximativ o lună sau două în urmă. Acum este un proiect mai amplu la nivel de Consiliu Județean, dar preoții din Protopopiatul Onești sunt de două ori pe an sunt donatori de sânge către centrele care fac acest lucru din municipiul Onești. Felicitări pentru inițiativă și, ce să zicem, sănătate multă! Vă așteptăm voluntari peste 18 ani care nu au suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, care nu au boli cronice sau nu urmează un tratament anume, pot veni și face o faptă bună pentru cei de lângă ei. Apelul a fost transmis și către instituțiile de învățământ, fiind invitați să se alăture și elevii care au împlinit 18 ani. Ce licee au răspuns apelului, aflăm în minutele următoare. Mă aflu astăzi, a zicea, în Protopopiatul Onești și fac apel către colegii mei din Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești să participe la campania de donare de sânge, care va avea loc vineri la ora 9:30. La această campanie nu doar că vor dona sânge, ci vor ajuta o viață, poate mult mai multe vieți, în funcție de cât de mulți vor fi implicați, pentru că sângele înseamnă viață și doar implicându-ne putem să ajutăm oamenii de pretutindeni să aibă o nouă șansă. Așa că, prin intermediul ăsta și aflându-mă aici, încurajez toți elevii și colegii mei din liceu să ia parte la această campanie și să meargă să doneze ori de câte ori au ocazia. În cadrul săptămânii altfel, elevii clasei a 10-a ai Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Onești au vizitat Protopopiatul Onești. Mulțumesc părinților voștri că pun umărul prin jertfa lor la educația voastră. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, este cel mai important lucru, să fii credincios, să-L iei pe Dumnezeu în sufletul tău și să porți alături de tine la fiecare pas pe care îl face. Și apoi urmează, după credință, educație. Fără educație nu reușim să facem absolut nimic. Dacă am avea în lumea aceasta oameni care să ne coordoneze bine educați, ne-ar fi mult mai bine. Pe lângă vizita propriu-zis, la final, aceștia și-au oprit și au dat o mână de ajutor doamnelor de la bucătărie, care zilnic pregătesc pentru cei sărmani câteva sute de meniuri cu mâncare caldă. Pe lângă activitatea pe care ați făcut-o astăzi la Protopopiat, văd că ați trecut și la munca de jos, curățați legume. Da. Cum e? Foarte bine. De exemplu, în momentul ăsta eu sunt voluntar aici, pentru că nu fac parte din clasa de CJ. Sunt clasa 11-a. Am auzit de activitate și prin prisma faptului că mie îmi place foarte mult să gătesc, am zis că de ce nu. Am mai fost aici la Protopopiat să mai ajut doamnele, dar de mult. N-am mai fost prin clasa 9-a, am zis să mă acces mai mult pe liceu și pe activitățile din cadrului. Însă, cred că ar putea fi o nouă activitate de bifat acolo în timpul meu liber. Nu e greu să curezi legumele, Miru? Nu? De ce să nu e greu? Bine, obișnuiești să faci acasă? Da. Are nevoie de ceva? Voluntariatul și activitățile de genul îți dau satisfacția necesară. Și seara când ajungi acasă te gândești că am făcut un bine și, nu știu, de exemplu, eu astăzi mă duc acasă și o să spun că am făcut asta și o să... E pur și simplu satisfacția sufletească pe care o să am în continuare. Cum merge treaba, Ana? Foarte bine, o lecție. Am greu, dar ne descurcăm. E prima dată când curezi legume? Nu, nu. Bine, nu prea te ajută ustensilele. Cuțitul e cam micuț, între ghilimele, e mare. Foarte mic, abia de mă descurc. Am înțeles, dar văd că nu te lași. Nu mă las, nu. Ok, elevă în ce clasă ești? A noua. A noua, foarte bine și ambițioasă, nu? Foarte. E prima dată când vii aici la Protopopiat? Da. Și cum ți se pare activitatea de azi? Mi se pare una interesantă și foarte bună. Da? Da, adică ajutarea oamenilor ce au nevoie de acest prânz cald. Da. Este una bună. Ce mesaj le-ai transmite colegilor care urmăresc materialul acesta? Cred că pur și simplu să ne alăture. Să se alăture? Da, să se alăture și să facă și ei ceva bun. Să dăruiască ceva. Bravo. Un sentiment așa. Te simți bine acum când faci treaba. Văd că colegele au spor și tu ai la fel. Îți dorim mult, ce zice, să meargă treaba bine. Da, da. Cum merge treaba, Georgiana? Foarte bine. Ai mai curățat până acum legume? Nu. Legume în general, da, dar selină nu. Am înțeles, e greu aia să înțelegă. Dar văd că nu te lași, ești ambițioasă. Exact. E prima dată când vii aici la Protopopiat? Da. Și cum ți se pare activitatea de astăzi? Frumoasă. Da? Ai recomandat și altor colegi sau colege să vină? Desigur. De ce? Este foarte frumos și este pentru binele altor oameni. Pentru a ajuta pe ceilalți, da? Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, ce le-i transmite? Colegilor, de exemplu. Să fie ambițioși și să capete încredere în ei. De altfel, cei care i-au însoțit pe elevii oneșteni nu au ezitat să pună mâna la treabă alături de elevi, care a fost concluzia zilei, aflăm în minutele următoare. Am fost onorați să ajungem astăzi aici, în cadrul săptămânii altfel, de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, după cum se vede, cu elevii clasei de CJ. Se face muncă intensă în spatele nostru, dar cu greu te-am răpit din cadrul activității. De unde a venit ideea? Am auzit de foarte multe ori, am văzut în media, în presă, că aici la Protopopiat se întâmplă lucruri minunate. A fost din pură curiozitate în prima fază, dar ne-am dorit să vedem pe viu ce se întâmplă aici și să contribuim și noi puțin, atât cât se poate, să ajutăm echipa care gătește astăzi pentru cei 200 de oameni. Noi sperăm că vom repeta experiența, pentru că în toate au un început și așa cum le spun și lor, să facă lucruri palpabile, lucruri care să le rămână și să învețe ceva din ce au făcut. Am văzut aici foarte multă bucurie, este elan și de ce nu oarecare entuziasm de a da o mână de ajutor în pregătirea acestui prânz pentru sărmanii Oneștiului și nu numai pentru ei. Asta ne-am și dorit, pentru că ar fi fost foarte simplu să venim într-o vizită, să vizităm protopopiatul, dar consider că ei n-ar fi rămas cu nimic concret, decât ar fi văzut clădirea, tot arată la superlativ, oamenii de aici sunt deosebiți, ne-am întâlnit și cu părintele Bârgăoanu, am fost și în capelă, deci tot ce s-a putut vizita în prima parte a activității am vizitat, dar așa cum spuneam la început, ne-am dorit să fie ceva palpabil, ca să contribuim atât cât se poate și noi la Masa Bucuriei. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc? I-aș îndemna pe toți, în timpul lor liber, să vină aici. Da? Și să dea o mână de ajutor, așa cum facem noi astăzi. Oneștiul s-a transformat într-un mare șantier și asta se datorează proiectelor numeroase și consistente care au fost atrase în municipiu. Despre toate acestea ne-a detaliat primarul Oneștiului în cadrul emisiunii 24 de ore. Am înțeles. Anul ăsta estimez că tot undeva la vreo aproximativ 2,5 milioane va fi din nou plus valoare pentru Onești din aceste lucrări. Da, suntem un pic în întârziere, calea Aljurului ar trebui reparată cât mai repede, mai sunt multe zone de drumuri care ar trebui reparate, dar le facem printre turnările către reparațiile pentru rețelele de canalizare, le îmbinăm cu reparațiile. Eu vă spun că pentru a termina de asfaltat calea Mărășești, reparația toată, Buciumului, varianta Libertății, Victor Babeș, intrările din Libertății către Incinte, ne trebuiesc 12 zile cu căldură. Atât? 12 zile, sternăm ora. Ce ține de ora? De asta sunteți așa relaxat? Între timp am început decopertarea de ieri, au intrat ceva mai în forță constructorii în cartierul TCR. În cartierul TCR este o situație aparte. Oamenii sunt nemulțumiți de disconfort, dar disconfortul ăsta s-a întins atât de mult și din cauza celor din TCR. Am spus-o și o mai spun și repet ori de câte ori se ivește ocazia și mi-asum acest lucru. Când s-a făcut proiectul, nu eram eu primar, dar nu învinovățesc pe nimeni. S-au luat extrase de la cartea funciară, s-au văzut că terenurile sunt goale și ale primăriei, nu figura nimic pe ele. Corect. S-au făcut proiectele și când au ajuns în teren s-au trezit cu tot felul de construcții, tot felul de curți, fiecare s-a împroprietărit după bunul plac și asta, bine, nu i s-a întâmplat ieri, asta se întâmplă de 50 de ani de când există TCR-ul. Așa este. Raja și constructorul ar fi fost în situația de a cere demolarea totală imobililor, dar asta ar fi durat, ar fi urmat un proces lung. Corect. Care ar fi riscat să ducă din nou la neterminarea lucrărilor în termen și pierderea finanțării sau reproiectarea, astfel încât să se ocolească tot ce este și deși procesul este mult mai greoi și mult mai costisitor pentru constructori și l-au asumat, l-au înțeles, mergeți în TCR să vedeți cum se sapă la hârleț printre toate construcțiile și toate. Ala ar fi trebuit să intre, dacă era terenul gol, așa cum există, cum figurează în acte, intrau cu excavatorul, în câteva zile săpau toate șanțurile. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă, o revenire emoționantă în comuna Gura Văii, reînhumare istorică. Locuitorii comunei Gura Văii primesc cu bucurie și emoție vestea că eroul lor, sublocotenent Gheorghe Turturică, se va întoarce pe meleagurile natale. După o lungă și dificilă procedură de deshumare, sublocotenentul Gheorghe Turturică, care a pierit la Ilieni, satul Doboli de Jos, lângă Sfântul Gheorghe, se pregătește să revină în mijlocul comunității care îl consideră un adevărat erou. Această inițiativă deosebită a fost demarată acum 2 ani, dar a întâmpinat numeroase obstacole și provocări. Cu toate acestea, primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, nu s-a lăsat descurajat și a continuat procedurile necesare. A început lucru în forță, ca să zic așa, la deshumarea eroului Gheorghe Turturică. Da, deci la rugămintea domnului primar din comuna Gura Văii, domnul Silviu Tinei, S-a apelat la echipa noastră de specialiști, care oricum suntem recunoscuți în țară pentru lucrări, nu numai pe probleme de morți de război. Și astăzi am început verificările în teren. Însă nu suntem siguri că cel căutat, militarul cel căutat, sublocotenentul Gheorghe Turturică, este chiar pe amplasamentul care e indicat de către crucea pusă la Căpătei. Este cunoscut faptul că mormântul a fost, adică cimitirul ăsta în care ne aflăm, a fost amenajat de către așezământul pentru cultul eroilor Regina Maria în perioada august 45-mai 46. Nu se știe dacă mormintele au avut cruci individuale de lemn în prima fază, după înhumare, și ulterior, când s-a amenajat cimitirul, au fost schimbate cu cruci de ciment turnat. Mărturile locale spun că s-au făcut șanțuri lungi unde s-au aruncat de avalma militari aduși cu căruța. Cum era atunci? Cum era atunci? Zona frontului a fost între Doboli și Ilieni. Sunt victime atât de naționalitate română, cât și nemți, cât și unguri, și există un singur mormânt care aparține unui etnic armean. Sunt 106 morminte marcate cu cruci în acest cimitir, dintre care 84 sunt românești. Din toată experiența pe care o aveți, și mă scuzați că vă întrerup șirul gândurilor, din toată experiența pe care o aveți, s-au mai făcut deshumări pentru a aduce acasă eroii? Eu nu cunosc ca în țară, din câte știu și din experiența care o am, pentru a strămuta un mormânt de militar român din localitatea în care a murit, în localitatea natală, eu nu cunosc să fi făcut până acum. O dificultate suplimentară a fost dată de faptul că acest demers reprezintă o premieră în județul Bacău și chiar în întreaga Românie, nemai fiind efectuată o astfel de descumare și reînhumare pentru un erou național român. Domnule primar, suntem la Ilieni și a început procedura de deshumare a eroului, care în scurt timp va ajunge acasă. Așa este, o muncă de 2 ani de zile. Am început demersurile în mai 2021, o luptă anevoioasă cu birocrația, cu sistemul, dar iată că am reușit să începem operațiunile de deshumare ale osemintelor și începerea procedurilor de repatriere către satul natal Motocești. Când ați început această procedură, vă gândeați că va fi atât de anevoios? Nu m-am gândit niciodată că în astfel de momente, în astfel de evenimente, ești lăsat oarecum pe cont propriu, nimeni nu știe cum se face, toți își dau cu părerea, dar când e cineva să te ajute concret cu ceva, toți se dau la o parte. Am avut în schimb, zic eu, un aliat de nădejde, chiar pe domnul primar din comuna Ilieni, care s-a arătat extrem de deschis și receptiv la acest eveniment, și îi mulțumesc pe această cale. Cu sprijinul dumnealui, iată că începem procedurile mult promise. La noi, la Gura Văii, fiecare administrație locală care a câștigat un mandat și a construit campania prin această promisiune că sublocotenentul erou Turturică Gheorghe se va întoarce acasă în satul natal Motocești. Se va întoarce pe timpul administrației pe care o conduc și va fi înhumat cu onorurile cuvenite acasă. După obținerea autorizațiilor necesare, primarul Silviu Tinei a luat legătura cu primarul de Ilieni și l-a informat despre intenția sa. Acesta a contactat o echipă de arheologi disponibili să conducă procedura. Astfel, luni 15 mai, echipa de arheologi condusă de Gheorghe Petrov a început săpăturile. După aproximativ 2 ore au fost descoperite primele rămășițe ale eroului Turturică, care fusese înmormântat cu onoruri militare de către camarazii săi în urmă cu 79 de ani. Pământul care l-a îmbrăcat pe eroul Turturică timp de atâta vreme a fost dat deoparte în pregătirea revenirii sale acasă. Ziua următoare, marți 16 mai, a avut loc o slujbă religioasă în memoria tânărului curajos, care la doar 28 de ani a avut curajul să oprească înaintarea unui tank cu o simplă grenadă în mână. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 20 mai, cerul va fi în cea mai mare parte neurat. Maxima zilei nu trece de 22, chiar 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 13 grade Celsius. Duminică 21 mai, cerul va fi parțial înourat, ne vom bucura pe alocuri de soare. Mercurul în termometre urcă până la valori de 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Luni 22 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înourat, cu o maximă a zilei ce nu va depăși 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.